Timp de 10 zile, gruparea de fotbal CSM Slatina se află la munte într-un stadiu centralizat bazat pe două antrenamente dure zilnice. După primele zile de cantonament, tehnicianul Dan Oprescu se declară mulțumit de modul în care răspund fotbaliștii și speră că la ora meciurilor oficiale să acumuleze cât mai multe puncte. Până la această dată, chiar dacă vremea a fost severă, pregătirea s-a desfășurat fără probleme, spune antrenorul slătinean. În ciuda vremii nefavorabile ne-am putut desfășura programul cu două antrenamente în fiecare zi, primul cu caracter tehnico-tactic, iar al doilea cu caracter fizic. Și chiar dacă în ultimele două zile a fost un vânt puternic, noi n-am putut să ne facem programul așa cum trebuie. Lucru foarte important, suntem feriți de accidentări care ar fi putut să ne pună în pericol programul. Sunt doar câteva tendinite ușoare, normale să zic eu, pentru această perioadă de pregătire și la aceste temperaturi. Duminică slătinenii vor reveni la Slatina urmând să aibă două zile libere, după care vor avea în program mai multe meciuri de verificare cu echipe din Liga a doua și a treia. Conform calendarului Federației Române de Fotbal, CSM Slatina va avea primul meci oficial pe 25 februarie pe teren propriu cu Oțelul Galați. Pentru sezonul acesta, obiectivul grupării slătinene este menținerea în eșalonul secund de fotbal.